guvern condus de Cioloș și cu tot felul de, probabil, de personaje în componență care nu au nicio legătură cu modul în care ar trebui să fie gestionată țara. Ce vrei? Nu mai au microfonul. Dacă coaliția, au fost coaliția, USR, PNL, UDMR și înțeleg că au o întâlnire după masă, vor ajunge la un acord, atunci vor avea voturile necesare pentru învestirea acestui guvern. Nu depinde de noi dacă PNL, USR, UDMR plus minorități, că înțeleg că în această formă e întâlnirea de după masă, vor ajunge la un acord și guvernul va fi investit. Votul nostru, știți, extrem de clar. Nu vom vota. Ce veți face în birou permanent după vacantarea funcției de președinte a Camerei Deputaților? În primul rând trebuie luat act în plen de vacantare. Acest plen cel mai devreme ar putea fi luni. Dacă până luni domnul Orban, că se tot răzgândit, ba după congres, ba știți și dumneavoastră toți cadențarul ăsta, luni vom lua act în plen. Noi credem că va trebui ales cât se poate de repede un președinte cu drepturi de plin. Dacă premierul desemnat, Dacian Cioloș, avem următoarea situație, va cere ca bine să aibă loc un plen reunit pentru a fi votat guvernul propus peste două zile? Da. Cine conduce acea ședință de plen, având în vedere că... Domnul Orban. Domnul Orban conduce acea ședință de plen, având în vedere că lui începează mandatul în momentul în care se vacantează acel post. Vacantarea se face prin anunțul în plenul Camerei Deputaților. Veți încerca să vă impuneți unul dintre cei doi vicepreședinți să conducă cel puțin pe o perioadă limitată Camera Deputaților? Nu. Nu avem dorințe de acest tip de, acolo, vă rog, de a conduce pe perioade limitate, dar în mod sigur vă pot spune că în momentul în care va fi votul în plen pentru alegerea președintelui, PSD-ul va avea un candidat. Dar pe Florin Roman, l-ați votat președintele? Nu. Și atunci pe cine susțineți pentru această funcție? Haideți să vedem, să ajungem. Vă promit că în momentul în care voi vedea că tot e așa ca Petrică, ca în povestea aia cu vine lupul, vine lupul și de vreo 3 săptămâni de când a fost congresul PNL-ului tot auzim că vine lupul. Probabil că azi vine lupul, adică își dă demisia domnul Orban, care trebuia să-și dea a doua zi după congres. În continuare am semne de întrebare, dar luni, în momentul în care se vacantează, intrăm în proceduri normale, vom avea o poziție oficială. Eu v-am spus părerea mea personală și anume faptul că nu vom susține pe Florin Roman ca președinte interimar. Dacă sau vicepreședinte cu atribuții. Cel mai probabil Dacian Cioloș va fi respins sau își va depune mandatul înainte de a ajunge la putinea pentru o majoritate parlamentară. După ce va fi respinsă prima nominalizare, exclude Partidul Social Democrat în acest moment să voteze un al doilea premier desemnat de președinte dacă el nu este de la PSD? Și nu, probabil nu va fi de la PSD pentru că nu vezi acest lucru. În primul rând aș vrea să așez și credeți-mă că așa e și normal. Să așezăm lucrurile în făgașul normal. După masă e o întâlnire a fostei coaliții. Poate domnul Cioloș reușește să-i convingă pe foștii aliați de la PNL și UDMR să-l susțină. Eu am văzut multe în politică, cel puțin în ultimii ani. În momentul în care va primi sau nu, va merge, va veni sau nu în plen, pentru că poate să vină în plen. Să meargă mai departe, cu un guvern minoritar, domnul Cioloș, și intrăm în niște scenarii pe care le vom discuta și le vom transmite urmarea deciziilor forurilor de conducere din PSD. E prea devreme să spun de acum ce vom face. Dar până acum spuneați de fiecare dată, până acum spuneați de fiecare dată că excludeți varianta susținerii unui guvern. Păi nu, asta o spun, dar înseamnă că l-am înțeles eu foarte exact ce m-ați întâmplat. Bineînțeles că excludem varianta susținerii unui guvern minoritar condus de orice. Dar ați putea susține un guvern din care și PSD-ul să facă parte împreună cu PNL-ul? Am văzut o nominalizare din partea președintelui în urmă cu două zile a celui de pe locul 3. Mă gândesc că
urmează și locul 4 și locul 5 și așa mai departe. Dumneavoastră știți ce decizie avem noi în Partidul Social Democrat, ce anume? Alegeri anticipate. Bun, da, mai devreme nu excludeați să votați totuși o a doua propunere. N-am spus asta, înseamnă că n-am înțeles eu foarte bine întrebarea colegii din mea. Deci, indiferent cine va fi a doua propunere, o veți respinge pentru a ajunge la anticipate? E ceea ce noi am spus, că vom face tot ceea ce depinde de noi să ajungem spre anticipate. Sigur că nu depinde doar de noi și de Partidul Social Democrat. În primul rând, depinde de președinte. E atributul președintelui dacă dizolvă sau nu Parlamentul. Asta a fost mandatul cu care a mers Partidul Social Democrat și luni la Cotroceni, un mandat dat de partid. În momentul în care vom trece de etapele Cioloș, premier sau nu, alte consultări, vă vom transmite punctele noastre de vedere, dar astăzi când vorbim, alegerea anticipată. Mulțumesc!